Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi o să vorbim puțin despre problemele care pot apărea la răsaduri. Încă nu mi-au încolțit toate firele de răsaduri, o să filmăm și la răsaduri să vă arăt. Dar voi aplica un tratament și o să vă spun imediat despre ce este vorba, preventiv. Și haideți să mergem să filmăm un pic la răsaduri, să vă arăt. Ne uitați, deja a început să încolțească pe acolo. Temperatura la patul de răsaduri este de 26. Dar ce se întâmplă? Uneori am temperatură de 20 de grade. Și în momentul în care avem o temperatură de 20-21 de grade, umiditatea este crescută din alveole și poate apărea mucegaiul. La mine încă nu a apărut mucegaiul, dar o să aplic un tratament preventiv ca să nu am probleme cu mucegaiul. Cred că se observă. Mă uit să văd dacă mi-a apărut undeva mucegaiul, dar din câte observ nu mi-a apărut. Și cu toate că nu sunt toate semințele încolțite, astăzi vom aplica un fungicid și un fungicid bio pe care îl puteți găsi chiar la dumneavoastră în gospodărie cu siguranță sau în sat la dumneavoastră. Nu trebuie să mergeți la farmacia plantelor neapărat pentru a găsi acest fungicid. După cum ați observat, nu au încolțit toate semințele, dar totuși o să aplic un tratament cu un fungicid natural, este vorba despre lapte, pentru că de multe ori ați văzut acum când filmăm, nu am temperatura de 20, este 26-25 de grade, cam așa, deci mă apropii de cele 28 de grade care sunt tocmai ok pentru germinarea semințelor. Dar de multe ori a fost și mai frig afară, serile sunt mai geroase, am undeva la 21 de grade. Ce pot să vă spun, la 21 de grade și cu umiditatea crescută din alveole, care se produce deasupra pe patul germinativ de răsaduri, poate favoriza apariția mucegaiului de fapt. Și voi aplica un fungicid natural, este vorba despre lapte, cum am zis. Poate nu mă credeți că este lapte, chiar o să gust puțin din el, este lapte proaspăt. Foarte bun. Sănătate curată. Ce am pus în pompă? Am pus 9 litri de apă și voi folosi, această sticlă este de 2 litri de lapte. Am să pun așa la ochi jumătate din sticlă. Mai trebuie. Mai. Cam așa. Cam așa, da. Cam mai luat și eu o gură, am pus mai mult de jumate acum. O să-l amestecăm bine și-l aplicăm. În felul acesta nu o să mai avem probleme cu mucegaiul. Și este un fungicid natural pe care probabil îl aveți dumneavoastră în gospodărie sau îl puteți cumpăra de la un vecin care are lapte de vânzare. Miroase frumos a lapte proaspăt. Da, ia uite, s-a albit tot aici. Se amestecă foarte ușor. Se diluează bine în pompă. Deci cantitatea asta ar fi 9 litri de apă la 1 litru de lapte. De fapt, 1 litru de lapte la 9 litri de apă. Bun, păi l-am amestecat, o să-l aplicăm acum.
Poate vă întrebați de ce laptele este un fungicid foarte bun. Acesta conține lactoferoză, care sub acțiunea razelor solare împiedică dezvoltarea fungilor. Deci am vrut să mai vă spun și acest aspect ca să știți cum acționează laptele ca și fungicid. Cam atât am avut de prezentat pentru astăzi. Deci dacă și dumneavoastră aveți temperatură de 20-21 de grade, ar fi bine, chiar dacă nu v-au încolțit toate semințele, să aplicați un fungicid. Eu asta aplic, este un fungicid natural, vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să-l aplicați dacă doriți, dacă nu, orice alt fungicid puteți aplica. Acum, dacă vă prezentam un fungicid cumpărat din comerț, spuneați că apoi nu e bun că faci reclamă. Dacă vă arăt un fungicid natural, nici ăsta nu e bun. Așa că faceți cum doriți, eu v-am arătat cum facem noi. Vă doresc o zi bună și până la un nou material, vă salut cu respect. La revedere, v-am pupat, pa, pa, nu uitați de like, share, subscribe. La revedere. La revedere. Ia să vă arăt ceva. Ia uitați. Un păun. Un păun? Pe drum. Ce frumos. S-a scăpat de undeva. Este după plugul ăla.